Cu câteva minute înaintea expirării termenului limită de depunere a candidaturilor, Adrian Gorun și-a anunțat înscrierea în cursa pentru funcția de rector al UCB. Acesta a decis să candideze și nu are nicio îndoială că va câștiga în fața contracandidatului său, Dorel Chirițescu. Era foarte normal ca cei care în prezent sunt în echipa managerială să aibă un candidat. Poate că aș fost frumos să lăsăm pe domnul respectiv să candideze de unul singur și să ocupe locul al doilea, dar totuși ne-am gândit că normal, corect și serios din partea noastră este să fie un candidat. Dorel Chirițescu nu poate estima care sunt șansele sale în fața actualului rector Adrian Gorun. Acesta vorbește de presiune exercitate asupra cadrelor universitare care vor influența rezultatul alegerilor. În legătură cu șansele este greu să te exprimi, pentru că, în general, colegii noștri sunt foarte atenți cu exprimările și, mai ales datorită presiunii și datorită atmosferei în care ne desfășurăm activitatea, sunt foarte reținuți în a se exprima în legătură cu votul lor, în legătură cu exprimarea acestui vot. Niciunul dintre candidații nu a decis dacă va contesta sau nu candidatura celuilalt. Validarea candidaturilor pentru funcția de rector de către Comisia de Organizare a Alegerilor va avea loc în intervalul 30-31 ianuarie, urmând ca eventualele contestații să se depună în zilele de 1 și 2 februarie. Senatul se va întruni pentru aprobarea candidaturilor la funcția de rector pe 3 februarie, după care se va desfășura campania electorală. Scrutinul se va organiza pe 13 februarie și va fi validat până pe 17 februarie. Noul rector va fi confirmat în intervalul 21 februarie-1 aprilie.